La cine să țin partea? La Golden Boy sau la Abby? Dar știi că pe da jos clipul? Păi am văzut pe story la Abby, eu Am postat văzut acum vreo câteva chestia zile. asta. Prima oară la story la Abby am văzut. Adică îi dă Că jos i-au... munca lui. Cum ar fi să-ți Păi dea da și jos... ție jos munca ta, știi? Gen, ai 10 milioane de vizionări la Disney cu ăla, Sifon Afon, dă jos. Așa cum tu ai dat jos piesa, să-i dea și lui. De ce nu dă Abi? Pentru că a zis că se place să facă o piesă cu Dorian. Păi hai să vedem ce piesă, dar bă, man, a muncit omul ăla. Pentru că a răspuns cu aceeași monedă, bro. Răspunsul lui Abi, bro. Dar hai să zic eu, de ce nu face chestia asta, de ce nu-i dă piesa jos? Pentru că Abby e mult mai deștept decât Velea și a făcut reclamație la YouTube cum că i-a dat drepturi de autor false, știi? Da, dar o să cred că o să cred că videoclipul o să-l aibă cât înapoi, Abi, dacă tot i-a dat Probabil. reclamații. Și cred că o să-l aibă, nu știu, bro. Păi și până la urmă, Dar... drepturi de autor. Ce drepturi de autor a făcut până... Nimica, bro. Adică ce, i-a luat secvența lui Velea? I-a... Ce a făcut? Nu știu, încep din ce în ce mai mult să țin partea lui Abi. Sincer zic. Dar și la fel nu îl vedea, vedea să mă pupe în cur. În găuzică, hai că-s toți gata, mă. Dar bă, totuși, bro, bă, o muncă omului, bro, 10 milioane de vizionări, 300 de mii de like-uri, bro. Bă, nu știu. Velea e gelos pe Abi că face mai multe vizionări și like-uri decât el. Ei, bă! Velea, Velea e Velea, So. bro. Velea nu te pui cu atke, 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 cum atke, ma... Hatiki makiki. Hatiki matiki. Te pui tu cu Velea, mă. Nu te pui cu Velea. Salut Heavy Metal. Nu te pui Salut cu Velea. Lucian. Salut Heavy Metal. Mă, dă tu și livestream, bro, pe YouTube. Pe Twitch. De acum încolo voi face majoritatea live-urilor pe Twitch. CF. Vorbim despre scandalul Abby Golden Boy. Abby vs Golden Boy. Păi da, bă, frate, dar cum trebuie să fii mulți, bă, să-i dai jos clipul meu? Omul muncit, bă, s-a răspuns cu aceeași monedă. Ok, hai să vedem Abi dacă i-ar da clipul jos și lui Velea. Bă, i-aș felicita, adică... Nu știu, în locul lui Abi i-aș pune pe ăsta, dar cum naiba, bro? Ce drepturi de autor a încărcat? E un diss track, bro! Ce-o făcut Velea pe Abi? Nu l-a înjurat în tot felurile? În diss track? Sau nu, frate? Nu l-a înjurat, nu l-a făcut. În tot felurile pe Abi. Așa, Păi, și Velea... mi-a adus aminte. Fii atent, mai e o chestie. Dacă ai văzut pe story-ul lui Lino Golden, l-a înjurat pe Abby pentru că a râs de ei. Și dacă ne ducem noi în trecut, când Abby a pățit oarecum aceeași chestie, care a pățit-o și Mario Fresh și Jador, la fel, ăștia de la Golden Boy au râs de ei. Și așa că Abby a răspuns cu aceeași monedă. Dacă ei poate să râdă de el, și el poate să râdă de ei. Atunci când Golden Boy a râs de Abby, n-a zis nimic. Abby. Dar când Abby râde de ei, imediat îl înjură și îl face în toate felurile. Păi și azi oamenii din ziua de azi, bro. Păi, frate, nu vezi? Că, păi, hai să fac eu un distre și cineva să-mi dea clipul jos. Poate, cum ar veni, bro? O muncă întreagă, pentru că Abi, bine, și-a răspuns după 4 luni, mi-e un pic întârziere pe aici, dar, bă, nu Păi se nu, pe vede. Genabi e un fel de rebel al comunității YouTube, știi? Și de-aia i-a răspuns așa de târziu. Că lumea nu s-ar fi așteptat, știi? A făcut o chestie neașteptată. A Da, dar gândit-o. văd că și-a pus de abonați are și făcea pe piesa aia, nu știu câți abonați au făcut. A făcut până când a Fă. fost dată jos.
astea, că nu știu, nu că ține de, nu că țin acum cu Favie, cu Veri acolo, dar bă, frate, nu da clipul jos, pentru că am muncit. Mai că să fac acum. O să mai vină o piesă, cred că o să mai fac un disc, cred că, api. Cred. Sau poate pune același disc, sau devine piesa înapoi. Știi ce ar fi o chestie foarte, foarte wow? Ar fi gen Dislec Velea, doar că Abi și cu Dorian Popa. Mamă. Da, mi s-a dus pe cioacă vizionările. 10.000 de vizionări, 10 milioane de vizionări s-a dus pe cioacă. Și încă făcea vizionări și like-uri. A, da, ai văzut că a fost scos din trending odată. Abi. Mhm, cu piesa aia Dislec Velea. Dar nu știu de ce. Ăla-i ban. Ăla-i bug ăsta, frate, n-are cum. Ban de la YouTube. YouTube-ul devină, că și-o am probleme. Când, uite, acum 16 ore, îmi zice că am terminat live-ul. Deci, what the fuck, bine. Acum e acum 16 ore, dar tu măcar gândește, bro, că mie mi-a arătat că live-ul am terminat acum 3 zile. What? Ce cu bagul ăsta, man? S-a când postez un clip, îmi zicea că am postat acum 2 zile. Și era acum câteva minute. E bag YouTube-ul, are multe buguri acum, câte vrei tu. Bă, nu bine. Ce să zic? Mă auzi? Da. A, bun. Dar ce face, bro? Adică, pe bune. Bă, nu știu, deci când am văzut aia pe story, m-am zis, aici e rip clipul lui Abi, aici s-a dus, da, că și am, nu am văzut de pe internet. Pix la Abi, pe story, că eu l-am pe Abi. Eu urmăresc toate, toate astea de muzică, știi? Pe Instagram și pe YouTube. Am un canal separat în care urmăresc toate de muzică. Să văd ce mai face lumea pe aici, ce se mai întâmplă. Bă, dar ai văzut că și ăla lui Lino Golden nu mai e. Piesa e pe privat, al lui Lino Golden. Aaaa.